Bine ați revenit la întrebări. Să ne amintim ultima întrebare. Cercetătorii au realizat, folosind acest material, o sferă goală cu raza de un metru, cu pereți atât de subțiri, încât sfera cântărește doar 5 kg. Și pentru a demonstra rezistența materialului, au scos aerul din sferă cu pompe de vid foarte performante, astfel încât în interiorul ei este un vid aproape perfect. Și cu toate acestea, sfera rezistă foarte bine la presiunea atmosferică. Publicul poate să vadă sfera vidată, care este expusă în holul universității, pe un tub confecționat din același material, așa cum vedeți în desen. Fără să vă gândiți la probleme de ordin tehnic, ce credeți? Este măcar teoretic posibil ca tot ceea ce a fost relatat să fie adevărat? Pentru că v-am spus să ignorați dificultățile și problemele tehnice, să presupunem că această sferă cu raza de un metru și care cântărește 5 kg există. Să-i calculăm volumul. Volumul unei sfere se calculează cu formula 4pi r la 3a supra 3, unde r este raza sferei. Și pentru că raza sferei noastre este 1 metru, înseamnă că volumul ei este 4pi supra 3 metri cubi, adică dacă facem calculele, cam 4,19 metri cubi. Să vedem acum cât cântărește aerul dezlocuit de această sferă. La presiune atmosferică normală și temperatura de 20 de grade, densitatea aerului este de 1,204 kg pe metru cub. Deci fiecare metru cub de aer cântărește un pic mai mult de 1 kg și 200 de grame. Această densitate depinde de umiditate, scade cu creșterea umidității, dar variația ei la temperatura de 20 de grade Celsius este de maximum 2%, așa că putem să nu ținem seama de ea. Putem calcula masa aerului dezlocuit de sferă, înmulțind volumul sferei cu densitatea aerului, pentru că volumul sferei este și volumul de aer dezlocuit. Și dacă facem calculul, găsim 5,045 kg, adică mai mult decât cântărește sfera. Aerul dezlocuit de sferă cântărește mai mult decât sfera. Și noi știm de peste 2000 de ani, de la Arhimede, că un corp scufundat într-un fluid, deci și în aer, este împins în sus cu o forță egală cu greutatea fluidului dezlocuit. Ceea ce înseamnă că dacă sfera este vidată, atunci forța arhimedică care o împinge în sus este mai mare decât greutatea ei. Așa că sfera se ridică în aer, nu poate fi pusă pe un piedestal sau orice alt corp, pentru că nu va sta acolo, ci se va ridica în aer, cam așa cum face un balon umflat cu heliu. Deci așa zisa știre nu poate fi adevărată. Mai vreau să adaug ceva. Dacă aerul este umed, densitatea lui scade un pic și forța arhimedică devine aproximativ egală cu greutatea sferei. Dar nici în acest caz sfera nu va sta cu minte unde o punem, pentru că produce o apăsare foarte slabă sau practic nu apasă deloc pe corpul pe care stă, ceea ce înseamnă că cea mai mică mișcare a aerului, orice pală, orice adiere a aerului, o va face să se deplaseze din locul în care am pus-o, cam așa cum ar face un balon umflat cu aer. Întrebarea de azi este despre un vas din care curge apă,
dar nu oricum, ci așa cum vedeți în desen. Este un vas cilindric și apa curge din el prin două locuri. Unul este un orificiu care se găsește aproape de baza vasului și orificiul este notat pe desen cu A, iar celălalt este un tub care comunică cu vasul aproape de suprafața apei din vas, dar sub suprafața apei, altfel n-ar curge apă prin el, și tubul continuă în jos pe lângă vas. Gura de ieșire a tubului este notată în desen cu B și se găsește la același nivel cu orificiul A și are același diametru cu orificiul A. Și întrebarea este, unde are apa debitul de ieșire mai mare, în A sau în B? Debitul înseamnă cantitatea de apă care iese în unitatea de timp, de pildă pe secundă. Și întrebarea se referă, bineînțeles, la timpul cât curge apă și prin tub, deoarece la un moment dat apa din vas va coborâ sub partea de sus a tubului și prin acesta nu va mai curge apă, dar asta nu ne mai interesează. Evident, răspunsul este unul dintre următoarele. Debitul prin A este mai mare, debitul prin B este mai mare sau cele două debite sunt egale. Înainte de a încheia, vreau să fac o observație. Sigur că răspunsul se poate găsi folosind cunoștințe de hidrodinamică, dar așa cum v-am spus de mai multe ori, întrebările din această serie se adresează de cele mai multe ori logicii și răspunsurile se pot găsi de regulă folosind doar logica. E adevărat, au fost câteva excepții, dar de regulă logica este suficientă. Iar observația mea este că și răspunsul la această întrebare poate fi găsit fără cunoștințe de fizică. Așa că îi încurajez pe cei care au uitat ceea ce au învățat la fizică să încerce și ei să găsească răspunsul corect și ca să-i ajut, le dau un pont. Gândiți-vă că adăugați ceva la ceea ce se vede în desen, un accesoriu. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în găsirea răspunsului!